ceea ce părea a fi o mică răfuială în curtea unui prieten s-a transformat într-un scandal în toată regula. Agresorul, curajos după ce a băut înainte, a intrat în locuința victimei și a sărit la bătaie. Din schimbul de pumni au ieșit șifonate alte două persoane și ele prezente la altercație. La fața locului s-a deplasat o patrulă de siguranță publică care a constatat faptul că, pe fondul consumului de alcool, un tânăr de 29 de ani din municipiul Târgu Jiu a pătruns fără drept în curtea locuinței unui tânăr de 20 de ani din aceeași localitate, unde a început să agreseze fizic atât tânărul cât și alte două persoane care se aflau în curte. În cele din urmă, agresorul a devenit victimă. Ulterior, conflictul a degenerat și au început să se agreseze reciproc. În urma conflictului, tânărul de 29 de ani a suferit mai multe leziuni, fiind transportat la spital pentru îngrijiri medicale. Tinerii au fost chemați la sediul IPJ Gorj pentru audieri. Polițiștii efectuează cercetări pentru a stabili cauzele izbucnirii scandalului.